Am 2 săptămâni de când nu mai fumez. Este o mare sărbătoare de mulți ani. Cochetez cu ideea de a mă lăsa de țigări, însă n-am reușit niciodată să fac pasul. Am folosit ba mai subțiri, ba mai groase, ba electronice, după aia trabucuri, de la trabucuri iar la țigări normale, iar la... Am tot făcut încercări să văd, poate cumva reușesc să scap. Până într-o zi când i-am promis copilului meu, băiatului meu, că uite, după 1 ianuarie o să mă las, dar nu o să mai fumez. Dar a venit, nu știu, 10 ianuarie, 15 ianuarie, 20 ianuarie și eu nu mai făceam asta. Tot amânam momentul. Iar într-o zi, dimineață, m-am întâlnit cu, a venit băiatul meu la mine și i-am spus: tati, să știi că a venit ziua cea mare. Și i-am dat țigara, i-am dat lichidul, fumam țigara electronică, i-am dat lichidul și am spus: uite, ia-le și sparge-le, din momentul ăsta tati nu mai fumează. Adică am făcut asta într-un mod conștient, pentru că promisiunea în fața copilului este una dintre cele mai asumate promisiuni. Nu poți să te mai întorci când ai făcut asta, pentru că pur și simplu nu ești un exemplu pentru el, da? Ei, și am 2 săptămâni de când nu mai fumez, dar astăzi sărbătoresc prin ce? Prin acest tricou cu o maimuță care fumează în locul meu, vedeți? L-am găsit de dimineață, de obicei sunt în curs săptămânii și aș fi purtat cămașă, dar azi mi-am luat acest tricou cu maimuța care fumează un trabuc, da? Deci maimuța fumează în locul meu, eu m-am lăsat. Dragilor, dacă vreți să faceți o schimbare mare în viața voastră, lăsați la o parte viciile care vă dăunează, lăsați la o parte tot ce vă distrage atenția de la o viață sănătoasă. Un păhăruț de alcool zici că nu dăunează, dar undeva acolo ceva se întâmplă. Mai multă mâncare decât trebuie, la fel. Hai, de data asta, doar de data asta, încă o dată, o zi n-o fi foc și uite așa, ne ducem spre, cumva plătim notele de plată mai târziu, asta vreau să spun. Deci, dragilor, mulțumesc, v-am promis și vouă că nu o să mai fumez, se pare că până acum am reușit. Vă doresc să vă lăsați și voi dacă intenționați să faceți asta și spuneți că eu nu pot, eu nu pot să mă las, nu există. Mai rău ca mine, nu cred că există un ahtiat după asta. Și totuși am reușit să fac pasul. Sper să mă țină, Doamne ajută. Hai, sănătate!